Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit tuturor! Eu, Victor Sofroniu și echipa Impuls TV, suntem bucuroși să vă vedem la un nou ciclu de emisiuni alternative, în cadrul cărora să căutăm răspuns la o întrebare. De ce cetățenii din Europa trăiesc mult mai bine ca noi? Și așa cum un proverb spune că un cap e bine, dar mai multe e și mai bine, vom ținea cont de toate propunerile parvenite de la colegii noștri de la cele 10 televiziuni din Republică care fac parte din Asociația Meridian. Așadar, am vrea să aflăm de la dumneavoastră astăzi nu numai problemele cu care vă confruntați în teritoriu, dar și răspunsuri, soluții, cum să facem ca să trăim și noi ca în Europa. Stimați telespectatori, astăzi alături de noi avem în cadrul dezbaterilor pe doamna Svetlana Rotundu, președintele Raionului Șoldănești, domnul Vasile Parascovei, primarul de Mihuleni și domnul Tudor Iașinco, directorul săptămânalului Cuvântul. Bun găsit și mulțumim că ați acceptat propunerea de a participa la dezbaterile astăzi. În studioul central din Chișinău, alături de noi, astăzi va fi domnul Iulian Groza. Vreau să vă spun că domnul Groza este moderator la Institutul de Politici și Reforme Europene. Tema discuției este posibilitățile de dezvoltare a business-ului rural, având în vedere nu numai realitățile noastre din Moldova, dar și experiența statelor europene, unde foarte des ori facem trimitere și vrem să fim și noi ca și dânșii. Pentru început vă propun să vizionăm un reportaj realizat de echipa Impuls TV în raionul Șoldănești. Două sate din același raion cu istorii și destine diferite. Unul prosperă, altul e pe cale de dispariție. În Rogojeni oamenii o duc bine pentru că au locuri de muncă. În schimb, la Pohoarna tot mai mulți pleacă peste hotare și nu mai revin la Baștină. Actualmente aici aproximativ 100 din cele 700 de gospodării stau părăsite. Cum credeți dumneavoastră, de ce oamenii din localitatea voastră pleacă din sat și nu mai vin? Nu avem locuri de lucru, unii este de lucru, sunt el plătesc. Nici nu-i cartoafă, nu-i fasolă, nu-i nici nu-i lasă șadă omul ăsta. El duce să facă o capic și vine cu bani și ieși cumpăr de mâncare și atâta rămâne. Altceva nu-i nică. Stai să mori de foame aici sau mai bine undeva, nu mai, măcar cât de cât un viitor pentru tine și familie. Oamenii insistă că peste câțiva ani satul se va pustăi cu totul, tinerii pleacă la studii, iar după ce îmbrățișează o profesie, ei nu mai vor să revină în sat. Asta pentru că aici, în afară de lucrul în câmp, nu mai pot face altceva. În satul ăsta nu văd un viitor. De ce? Primarii care au fost nu prea au făcut să fie locuri de muncă. Păi, satul a fost sat. Înainte, dacă erau la noi în sat 2000 de gospodărie, dar mai au rămas 1000. Dacă ar fi de lucru, e că țăhul de legume stă, nu lucrează, catelina nu lucrează, s-a desfințat tot. Și Andrei Bulat, primarul satului, vrea ca localitatea sa să prospere, deși nu știe dacă îi va izbuti acest lucru în condițiile crizei financiare. Iar nu chiar bună perspectivă pentru sat. Poate și din cauza că localitatea este amplasată mai departe de centrul regional și mai departe chiar și de orașele care floriește, adică și de ce și lumea pleacă în căutarea, adică nu e amplasat mai aproape de oraș, de ce poate și perspectiva nu este chiar așa de bucurătoare. Cei din Pohorna își amintesc cu nostalgie de timpurile când majoritatea localnicilor aveau un loc de muncă. Viața la Baștina lor era interesantă și dinamică. Tot mai mulți localnici au lăsat căsuța la care au muncit o viață întreagă și au plecat peste hotare. Iar când s-au obișnuit cu viața în străinătate, mulți dintre aceștia și-au luat și copiii cu ei.
Oamenii își amintesc cu nostalgie că și aici cândva era o gospodărie mare și încăpătoare pentru copii și nepoți. Tot ce a rămas acum este doar scheletul unui beci și acest prag. Gheorghe Strălciuc, agent economic din sat, se arată convins că nu este încă totul pierdut. Noi trebuie în primul rând ca să le dăm de lucru. Lucru nu trebuie să fie murdar, trebuie să fie foarte interesant și să aibă de lucru anul împrejur. La o distanță de 5 km în satul vecin, viața forfotește. Oamenii adună, construiesc și privesc cu ochi senin la ziua de mâine. Este și cazul familiei Prodan. În gospodăria lor crește și se educă deja a treia generație. Facem bani și aici pe loc, nu anumit să ne ducem peste hotare. Suntem intelectuali. Eu sunt bibliotecară, el e felcer în sat. Pe lângă aceasta ne-a ajuns timp ca să facem gospodărie mare. Și iată cu asta și ne ținem din anii tinereții și până acum. Ținem vaci, porci, ținem păsări. De ce ai hotărât să revii în sat și să locuiești aici, lângă părinții? Și nu ai preferat o altă localitate unde sunt perspective? La oraș este foarte greu pentru noi. Dar la sat, lângă părinți, și am văzut cum ei muncesc și au de toate, am hotărât să venim aici lângă tine și să-i ajutăm totodată și să avem și noi. Continuăm ceea ce am început noi, să nu se sfârșească. De fapt, la Rogojeni sunt 10 de familii care trăiesc bine și nici prin gând nu le trece să plece de acasă. Un primar n-ar face față lucrărilor dacă n-ar fi implicat și populația. Populația este motorul principal la tuturor proiectelor, schimbărilor și așa mai departe. Eu cred că la Rogojeni și văd eu cum oamenii sunt implicați în toate aceste lucrări, este un imbold de dezvoltare a localității mai departe. La primăria din Rogojeni a fost informați că în ultimii 10 ani numărul populației se păstrează practic constant. Mai mult, în ultimii ani în comună au fost construite câteva case. Oamenii își fac gospodării mari pentru a locui cu copiii și, de ce nu, și cu nepoții. Fiți de acord, autorii reportajului ne-au prezentat o situație tipică pentru mai multe localități din raionul Șoldenești. Cu bună seamă, avem localități unde prosperă satele, dar avem și sate unde nu numai că nu se construiește nimic, dar sunt și în stagnare. Exemplu este și satul Pohoarna. Totuși, de ce se întâmplă așa? Am vrea să aflăm răspuns la această întrebare pe parcursul emisiunii. Satul Mihuleni este una din nu chiar puține localități unde nu sunt agenți economici și oamenii nu au unde să se încadra în câmpul muncii. Din această cauză ei își părăsesc și baștina, dar odată ce pleacă din sat nu sunt și copii. Drept urmare, chiar la dumneavoastră în sat a fost suspendată activitatea școlii. Nu putem spune că primăria nu face nimic. A fost construit apeductul, gazoductul. Domn primar, nu vă pare că mâine pui mâine nu a avea cine să se mai folosească de aceste bunuri? Da, eu să văd că pe parcursul la 4 ani, mandatul trecut, a reușit în sat să fac apeductul de apă, deci au apă consumatorii, iluminarea stradală, s-a reparat fântânile în sat, un lucru mare s-a făcut de dezvoltarea satului. Decât la asta, tineretul a plecat și nici nu au decât să întoarcă înapoi. Eu cred că pricina nu numai că starea bună de trai, pricina trebuie că n-au loc de muncă. Deci avem pământul lucrează o firmă mare de traidu, deci care ei nu au nevoie de oamenii noștri. Iau tehnica lor mașcată, lucrează pământurile, își iau roada și cu atât s-a terminat. Deci investiții străini să aducem în sat, practic am încercat. Sunt greutăți mari care nu le putem reuși. Se vede că vina nu e noastră, vina este de sus, că nu-și prea bat pe capă de oamenii noștri. Sperăm că în anul ăsta, dacă s-a primit, a fi finanțări, să aducem proiecte, că eu singur am făcut un proiect care, dacă l-aș câștiga, eu am arătat că aș pune în lucru vreo minimum 10 oameni. Și așa mai sunt, dar ele nu strec.
nu merg. Sinăsate. În multe localități mortalitatea depășește natalitatea. Anume, din lipsă de copii au fost suspendate activitatea la mai multe instituții de învățământ. Potrivit informațiilor de la cadastru, tot mai puțini tineri își durează case în satele noastre. Tot, e motivul că nu au la ce rămâne, că n-au unde se încadra. Domnule președinte, dispune administrația publică locală de o strategie de dezvoltare urbană, de capacități pentru planificare, anume în conformitate cu politicile promovate de Uniunea Europeană? Bună seara tuturor! Răspuns la întrebarea dumneavoastră aș începe chiar de la sfârșit. Sigur că noi suntem încă, avem de făcut niște pași până a ne ajusta politicile noastre la politicile europene. Avem de făcut niște pași până vom ajunge la cele standarde la care au ajuns astăzi europenii. Necătând la aceasta, noi avem o strategie raională de dezvoltare a raionului Șoldănești pentru anii 2015-2020. Am reușit să alcătuim această strategie de dezvoltare a raionului Șoldănești împreună cu asociații obștești, cu secțiile și direcțiile Consiliului Raional, dar mergând nu de mult într-o deplasare în Polonia, m-am trezit la un moment și mi-am dat seama că noi am făcut și niște greșeli în alcătuirea acestei strategii, deoarece nu am consultat populația raionului înainte de a face acești pași pentru noi destul de importanți. Deci, pentru a dezvolta, pentru a alcătui o strategie, cel mai important lucru este să studiezi opinia cetățenilor, să studiezi dorințele și doleanțele dânșilor, pentru ca până la urmă ceea ce noi vom reuși să facem în următorii 4-5 ani, să facem pentru acești cetățeni. Necătând la aceasta, primii pași i-am făcut, am alcătuit această strategie de dezvoltare în care a raionului Șoldănești, în care am inclus și strategia de dezvoltare a managementului deșeurilor solide, de asemenea un pas destul de important, cred eu, pentru locuitorii raionului Șoldănești. Urmează ca această strategie să o transpunem în viață. Vă puteți referi la niște puncte mai importante, anume ce ține de dezvoltarea business-ului rural? Referitor la dezvoltarea business-ului rural, avem și aici, avem restanțe și avem de parcurs mulți pași. Referitor la aceasta, aș spune că este un capitol aparte în strategie de dezvoltare a raionului Șoldănești, strategie pe care urmează să o implementăm până la sfârșitul anului 20, dar urmează să ne reîntoarcem la această strategie, deoarece trebuie să recunoaștem că la acest capitol avem restanțe și restanțe destule. Uneori noi ne pomenim cu strategii scrise doar pe foaie, dar netranspuse în viață din diferite motive, din motiv că, uite, noi am inclus niște puncte în această strategie, așa cum am spus mai sus, neconsultând populația, neconsultând dorințele oamenilor și neapreciind până la urmă ce își doresc oamenii până la sfârșit. N-ați fost de acord cu ce am văzut? Că... Ba da, sunt complet de acord cu doamna președinte. Republica Moldova are zeci de strategii. Să ne amintim, strategia adoptată acum vreo 10 ani, satul moldovenesc, care prevedea niște lucruri extraordinare ce urmeau să se întreprinde în țară și în 10 ani țara să devină una din cele mai bogate în regiune. Cineva știe de ce strategie? Cineva cunoaște ce s-a întâmplat în acele 10 ani? Fiindcă, în primul rând, strategia a fost elaborată în niște birouri, la Chișinău, contra unor plăți solide. Tot așa, au făcut și raioanele strategii pe care s-au plătit sute de mii de lei. Au venit echipe din Chișinău, au încropit
așa numite aceste documente, pe care nu le știe nimeni și în care au fost implicate, impuse niște lucruri absolut ireale pentru, pentru raion, pentru țară. Și din această cauză noi avem ce avem. Fiindcă dacă s-ar fi mers pe lucruri concrete, ce poate să facă reale, ce poate să facă cu tare, un simplu exemplu. Cu două decenii și mai mult în urmă a apărut legislația despre patenta de întreprinzător. Și dacă această schimbare a fost favorabilă pentru populație, vedeți că astăzi toată Republica vinde și cumpără. Piețele sunt tixite de patentari, de acum s-a depășit situația care se prevedea atunci când a apărut legislația dată. Domnul Iașcincu, ați vorbit despre strategii. Sunt niște documente care, nu știu dacă se uită cineva la dânsul, stau undeva prăfuite. Delegații întregi din contul a diferitor fonduri merg peste hotare, merg în Europa. Văd acolo nu numai cum trăiește lumea, dar probabil se interesează și despre experiența țărilor gazdă. De ce nu se implementează acele lucruri frumoase despre care se vorbește la întoarcere, despre participanții la aceste călătorii? Ce ne împiedică nou? Sau pur și simplu ne s-au dat niște bani, nu s-au rămoștei, am mers acolo, am venit și atâta? Pentru că nu există responsabilitate și dorința celor de la guvernare să facă treabă concretă. La noi funcțiile, în mare parte, începând de jos și până sus, se vând și se cumpără. Omul vine să-și facă interesele. Dacă a plătit 100.000 pentru casă, un loc de deputat, el își face interesele și nu-și bate capul de situația din țară, de schimbarea, despre cele schimbări care sunt programate în platforme electorale. Citeți orice platformă electorală a guvernului, a ministrului. Sunt de acord, dar bani. Oamenii din teritoriu merg în deplasările astea peste hotare. Păi, Svetlana, și dumneavoastră v-ați întors recent dintr-o deplasare. Ce frumos ați văzut acolo, în Polonia? Ca, probabil n-ați văzut sate ca Pohoarna, unde se ruinează casele. Un pic nu vreau să fiu de acord cu domnul Iașcencu, că toate funcțiile se vând, se cumpără, sunt funcții, de exemplu, eu sunt într-o funcție aleasă, nu am cumpărat. Eu n-am spus toate, am zis că multe. Deci cu acest punct de vedere al dumneavoastră nu vreau să fiu de acord, dar referitor la deplasările peste hotare a moldovenilor noștri, deci în ultimul timp chiar observ că mai multe delegații pleacă în străinătate, în special în Europa, pentru a culege experiența europenilor. Am beneficiat și eu de o astfel de deplasare timp de o săptămână în Polonia, grație Ministerului Dezvoltării Regionale și Academiei de Administrație Publică din Republica Moldova, care participă într-un proiect împreună cu Academia de Administrație Publică din orașul Szczecin în Polonia. De fapt, în Polonia sunt astfel două de astfel de academii. Tema acestei instruiri a fost dezvoltarea regională. Ce am văzut bine și mi-ar părea încă mai bine dacă am reușit să implementăm și aici în raionul nostru, în Republica Moldova. Deci am menționat și mai sus, cum se alcătuiesc strategiile de dezvoltare în Polonia. Păi chiar pe viu am fost în primăria, am vizitat primăria orașului Szczecin și am văzut niște lucruri pe care noi nu le avem. O direcție aparte se ocupă cu alcătuirea strategiilor de dezvoltare. Și aici ni s-au explicat multe lucruri,
cum până la urmă apare această strategie. Deci se fac foarte multe lucruri, se fac mulți pași până această strategie apare așternută pe hârtie. Și în mod special, accentul este pus pe cetățeni, pe consultările cu cetățenii. Cu grupuri mici, cu grupuri mari de cetățeni, am văzut aceste lucruri, cum se fac la ei, am discutat chiar și cu populația din oraș și ne-am convins că, într-adevăr, strategiile de dezvoltare ale polonezilor sunt mai aproape de realitate și sunt chiar aproape de cetățeni. Ce ne împiedică nouă să aplicăm această practică în teritoriu? Nouă ne împiedică experiența. Noi am venit dintr-un sistem vechi, experiența și dorința. Deci, așa cum a spus domnul Iașcenco, noi avem sute de strategii înșirate pe hârtii, care stau undeva în sertare și le scoatem doar atunci când aplicăm la un proiect și cerințele proiectului respectiv spun că, uite, trebuie să aveți și o strategie și dacă în strategia dumneavoastră se regăsește acest punct, adică este introdus, atunci Feciorul, suntem și noi de acord să vă primim... Feciorul dumneavoastră este plecat peste hotare în Marea Britanie, dacă nu greșesc. Da. S-a angajat, muncește acolo. Dânsul ar vrea să vină acasă să-și lanseze și aici o activitate. Ce îi împiedic să vină lângă părinți? Sigur că ar vrea și eu ca părinte mai mult vreau, eu așa cred mai mult, îmi doresc ca copiii mei să fie alături de mine, să fie alături de noi, nu la propriu zis, aici în Republica Moldova. Dar fiind student, a plecat acolo, a îndrăgit munca, acolo a mai venit în țară pe parcurs, dar acum este angajat oficial chiar pe specialitatea care a aici căpătat-o. Ar avea unde să se angajeze, să se realizeze? Ce îi împiedică aici, deci, să lanseze într-o afacere? Tinerii au alte dorințe ca și noi, ei vor un salariu cu mult mai mare decât îl primim noi. A avut un loc de muncă și aici, dar dorința de a trăi mai decent, de a vedea mai multe lucruri, de a avea un salariu mai mare care să-i permită să-și întrețină familia, l-a făcut ca să meargă în străinătate. Ce trebuie să facem ca să-i fie bine și aici, nu numai lui, la toți tinerii? Deci, multe trebuie să facem. Foarte multe lucruri noi trebuie să facem. Câteva, să le enumerăm, să le spunem, poate ne aud și cei de sus. Susțin. Pentru ca să atragem tineretul aici, primul lucru care trebuie să-l facem, să creăm locuri de muncă cu un salariu decent. Un salariu care ar permite ca să-și întrețină familia. Iată, spre exemplu, feciorul meu. Și-a construit o familie, are un copil cu un salariu de 2.000 jumătate, chiar și 3.000. Nu poate să-și permită să-și finiseze o casă de locuit, să-și întrețină familie decent. Deci poate să o întrețină așa cu rezerve. Dar tinerii de astăzi nu acceptă rezervele. Da, domnule. Ei vor să trăiască din plin. Vedeți, și la Poharnea și la șansa studio se vorbește să creăm locuri de muncă. Cine să creeze? Eu văd altfel situația. Rezolvarea situației. Să dăm posibilitate oamenilor, și asta am pornit-o în gândul cu patentare, să dăm posibilitate oamenilor de toate vârstele să se realizeze, să realizeze potențialul de care dispun. Adică, exemplu, cei care își inițiază o afacere în mod legislativ sunt asigurați că nu plătesc o parte din impozit sau impozite, niciun impozit timp de 2-3 ani de zile. Le se ajută, vin fondurile, o sumedenie de fonduri este europene, fonduri din țară, li se ajută, sunt ajutați cu credite preferențiale, sunt susținuți, avem o sumedenie de clădiri părăsite, li se dau aceste clădiri în arendă pentru afaceri în mod gratuit sau cu un leu, ca să nu se distrugă. Sunt o sumedenie de posibilități. Iată, am fost recent în Estonia. Pe lângă Ministerul Economiei funcționează o agenție
care transpun în viață toate strategiile și planurile ministerului. Concret lucrează cu oamenii, vine cu tot ce a făcut, ce a prognozat ministerul, le ajută oamenii de afaceri să realizeze în viață aceste, toate planurile, fac propuneri ce trebuie de făcut, ce trebuie să facă administrația centrală, administrația locală, pentru ca cât mai multă lume să se impună în afaceri. Noi ne-am deprins cu faptul că în agricultură erau ocupați 70-80% din populație, că era brigadier, era prim-secretar, care organizau când se duc la lucru, când se vine de la lucru, să aibă salariu omul. Și se lucra manual. Și cam pe aceeași cale mergem și acum. Așteptăm fonduri, cineva să îndeie fonduri, cineva să vină să le implementeze și noi numai să punem cana să bem apă, fără să implica. Până acum s-a ajuns la o modă că din bugetele regionale, locale, centrale, se plătesc și contribuțiile comunităților pentru implicarea proiectului, da, implementarea proiectului venit de peste hotare. Adică lumea nu coparticipă în măcar în realizarea acestor proiecte. Nu este sensibilizată, nu este cointeresată să se ocupe cu, să-și inițieze niște afaceri. În toată lumea, în agricultură, sunt implicați 2, 3, 4, 5, 7% maximum. Restul în sfera serviciilor. Ce servicii avem noi? Cine se ocupă în sfera serviciilor? Sunt de acord. Ați vorbit de fonduri de tras. Ați vrut ceva să interveniți, domn primar? Da, eu am vrut spune, deci e un caz concret care am avut eu în business. Deci a noi se stopează totul. Deci eu am avut un business unde am luat un credit din bancă, deci fiind copiii mei tot bahotară, m-au ajutat și ei, am deschis business-ul, lucram pentru năloc, pentru salariul la muncitori și practic la urmă rămâneam cu nimic. Asta este și cauza, deși eu pe copiii mei am zacat în coace. E structura de lucru e făcută așa, știți, contra omului nostru. Chiar cât cu târguiala, deci vânzările. La noi s-a informat că nu producătorul își vinde producția, dar el o face și o dă degeaba la intermediari care acolo ești cumpărate locuri, le plătești stabilit, nu te-a plătit, Doamne ferește. Deci, la urmă rămâne producătorul cu nimic. De atâta la noi producerea a rămas la nimic. Am fost în Estonia într-o deplasare și acolo am aflat că mai bine de 90% din produsele alimentare sunt produse autohtone. Ministerul Agriculturii are grijă de producătorii agricoli să le creeze condiții bine, mersi. Și la noi, parcă s-ar părea că să aduc fonduri europene pentru dezvoltarea business-ului, dar cu părere de rău sunt mai mult accesate proiectele unde sunt alocați bani pentru diferite obiecte sociale. Iată, chiar și vă propunem să vizionăm un reportaj realizat de colegii de la Basarabeasca, de unde o să observați că oamenii sunt foarte activi în a atrage fonduri nu pentru activități economice, ci doar pentru soluționarea unor probleme sociale. Rog regia să plaseze reportajul de la Basarabeasca. Schimbările produse în mediul rural sunt o urmare firească a progresului înregistrat de societate în ansamblu. Deși posibilitățile financiare ale oamenilor de la sate sunt reduse, modernizarea acestor localități este posibilă grație fondurilor europene. Un exemplu este satul Abaclia din raionul Basarabeasca, care a devenit mult mai atractiv pentru populație datorită celor 4 proiecte europene implementate în 2012. Avem terenul de mini-futbol finanțat de Comunitatea Europeană prin Federația Moldovei de Fotbal. Un alt proiect, vreau să zic, avem implementat cu înverzirea centrul satului, monumentul și parcul satului. Am adăugat și
grădinița numărul 2. În 2009, cu suportul financiar al FISM-ului, la grădinița numărul 2 din sat au fost schimbate geamurile. În 2013, instituția a fost amenajată și schimbat sistemul de canalizare, valoarea estimativă a lucrărilor ajungând la circa o jumătate de milion de lei. Toamna anului trecut, această instituție a mai câștigat un proiect în valoare de 600 de mii de lei, finanțat de FISM. Ca urmare, grădinița a fost complet renovată. În luna septembrie a anului curent, grădinița și-a deschis oficial porțile pentru cei 170 de micuți. Am ajuns să avem o grădiniță de vis care la sigur va presta servicii de calitate, copiii vor crește mari, sănătoși și vor fi fruntea satului. Primarul satului intenționează să câștige un alt proiect în valoare de 800 de mii de lei de data aceasta pentru amenajarea teritoriului acestei instituții. Astăzi, grădinița este una dintre cele mai moderne și frumoase unități preșcolare din raion. Și liceul teoretic Constantin Stere din această localitate a beneficiat de o serie de renovări, grație unui proiect în valoare de 860 de mii de lei, la fel cu suportul financiar al FISM-ului. Astfel, cu sprijinul fondurilor europene, se fac eforturi pentru integrarea satelor noastre într-o lume mai civilizată. Spre exemplu, statutul de membru al Uniunii Europene a oferit Poloniei numeroase avantaje de ordin economic și social. Primele noastre proiecte au fost scrise în 2007-2008, până la finanțare. Apoi ne-am dezvoltat mai mult în anii 2009-2010. Aceste investiții au fost direcționate pentru reconstrucția și reparația edificiului Casei de Cultură, în care ne aflăm acum, precum și a sistemului de încălzire pe bază de biomasă. Doar în ultimii 10 ani, Gmina Zacșuvec, în care locuiesc în jur de 7.000 de oameni, a beneficiat de investiții din fondurile internaționale în valoare totală de circa 4,5 milioane de euro. Aceste sate constituie un model de adaptare la cele mai bune condiții de trai. Totuși, satele noastre au nevoie de ajutor și, în același timp, de implicarea întregii comunități. Trebuie doar să avem încredere în propriile puteri și să fim convinși că nu suntem singuri pe drumul integrării în marea familie europeană. În baza exemplelor văzute în Estonia, Polonia, Turcia, am conchis că acolo guvernarea acordă o atenție deosebită dezvoltării business-ului rural. Domnul Groza, ați activat în executivul republican, ați participat la elaborarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, ce trebuie să întreprindă guvernarea noastră ca cele mai bune practici privind dezvoltarea business-ului rural să fie implementate și la noi în Republică, încât cetățenii să aibă o viață mult mai bună? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. În general, discuțiile care le aveți în studio sunt foarte interesante. Sigur că sunt foarte multe probleme pe care noi putem să discutăm acum, să dăm vina poate pe instituții, dăm vina pe unii, pe alții, dar cel mai important sunt într-adevăr soluțiile. Și dacă vorbim despre soluții și ce ar trebui să facă guvernul, dar nu neapărat guvernul, sprijinit de administrația locală, eu cred că ducem un mare deficit de informație cu privire la proiectele, programele existente la nivel local. Mulți din concetățenii noștri, oamenii de afaceri la nivel local, care ar dori să-și dezvolte o afacere, nu știu că pot să se adreseze fie administrației publice locale, care poate să asigure prin cancelarea de stat o anumită asistență informațională, fie diferitor asociații, organizații neguvernamentale care oferă diferite asistență pentru dezvoltarea afacerilor la nivel local. Experiența europeană este una bună, ea și-a demonstrat de fapt în viață deja beneficiu și am văzut și în reportajul pe care l-ați arătat. Și vreau să vă spun că situația asta care a fost arătată în reportaj nu neapărat a fost similară cu 5-10 ani în urmă în Polonia, da? Sau în Estonia. Ei au trecut prin aceleași etape cum le trecem și noi astăzi. Problema este că noi suntem într-o așa o fază mai lungă de tranziție. Și tot încercăm să găsim cine e vinovat, ce trebuie să facem și tot nu putem să găsim răspunsul la această întrebare. Guvernul sigur că are programe pe care le implementează cu suportul Uniunii Europene. Spre exemplu, un program destul de mare, aprobat, încheiat cu Uniunea Europeană, se numește
Enpart, care vine să ajute la dezvoltarea rurală, zona locală. Iarăși sunt fonduri care nu întotdeauna instituțiile publice, administrația locală reușește să le administreze eficient. Dar dincolo de ce poate face guvernul, eu cred că fiecare din noi și colegii din studioul dumneavoastră au menționat acest lucru, sunt și unele lucruri pe care le putem face noi ca simpli cetățeni la nivelul fiecărei comunități, la nivelul fiecărei localități, nu numai de a încerca de a căuta vinovatul în afară, dar să încercăm să răsuflecăm mânicile și să vedem ce putem face de unii singuri. Cel puțin astfel încercând să motivăm inclusiv și administrația locală să le cerem exact de ce avem nevoie, să prioritizăm care sunt sarcinile. Fie că este vorba de drum, fie că este vorba de luminare stradală, fie că este vorba de canalizare, fie că este vorba despre crearea oportunităților de afaceri. Cineva din studioul dumneavoastră a menționat despre clădirile care stau acum părăsite. Este o, iarăși, o oportunitate pentru a atrage diferite companii, firme să vină în localitățile respective, să-și deschidă o anumită afacere de producere pe baza fermelor cele părăsite sau fabricilor care înainte activau și acum nu mai activează. Și asta este o posibilitate. Acest lucru se poate decide cu siguranță la nivelul Consiliului Local sau Consiliul Raional. Acum, dar dincolo de acest lucru, și atât cineva spunea despre faptul că, într-adevăr, avem o problemă de mentalitate. De ce ei reușesc acolo să implementeze strategii? Noi nu reușim. Fiindcă, din punctul meu de vedere, noi în loc să ne suflecăm mâinile și să ne apucăm să punem în aplicare fiecare punct de acolo, noi întotdeauna găsim motive de ce nu este posibil de făcut un punct sau altul. Și de multe ori vreau să spun și pe bună dreptate, toate aceste programe, strategii, se cramponează de aspectul financiar, de fonduri. Întotdeauna administrația locală, special satele, comunile, sunt în situația în care să stea cu mâna întinsă la nivelul raionului sau la nivelul guvernului. Avem și situația în care, destul de prezentă, când anumite localități sunt finanțate, altele nu sunt finanțate, din cauza că există anumită preferință, inclusiv politică. Sunt realități cu care ne confruntăm și atunci, din punctul meu de vedere, este foarte important ca administrația locală, în general comunitatea, să se dezvolte la nivel local, să fie construit spiritul ăsta de participare civică la nivel local, de dezvoltarea a diferitor proiecte. O posibilitate ar fi, spre exemplu, aceste comunități la nivel local care vin să prioritizeze care sunt problemele, să încerce să elaboreze proiecte concrete, să încerce să facă coparticipare, să vină să-ți ceară finanțe de la nivelul administrației locale și să vină și oamenii să contribuie și să vedeți că prin contribuția personală, fie că este financiară, fie că este ceva de, nu știu, contribuție de muncă, vine să ajute. Și aici chiar vreau să închei. Sunt multe lucruri din trecut pe care pot fi ajustate, preluate acum în prezent. Spre exemplu, elementul de clacă, care așa de multe ori funcționa la noi, iar în ultimul timp, din păcate, nu se mai aplică. Deci eu iarăși pun și eu în dezbatere unele elemente și sigur că sunt deschis pentru orice discuție cu dumneavoastră. Mulțumim. Precum ați observat din reportajul de la începutul emisiunii, mulți oameni consideră că trebuie să deschidem în teritoriu cât mai multe întreprinderi de procesare a producției agricole. În acest scop, evident, sunt necesare cât mai multe fonduri despre care am vorbit noi. Dacă la noi ne putem lăuda în Șoldănești că avem multe instituții de menire social-cultural readuse la viață, e mai dificil să vorbim despre niște agenții economici care s-au lansat astfel de activități. Totuși, la Cimișlia s-au găsit oameni care au putut convinge investitori din afara țării să lanseze acolo o întreprindere unde să lucreze în jurul de vreo 40 de cetățeni. Vă propunem să vizionăm reportajul realizat de echipa de la Cimișlia. În
Întreprinderea moldo-elvețiană cu capital străin în Bec, Cimișlia, este prima întreprindere de acest gen în Moldova. Întreprinderea a fost fondată în anul 2006 și e specializată pe producerea remorcelor pentru automobile și tractoare. Investițiile au venit din partea holdingului elvețian Bec Burgdorf, care și-a început activitatea prin anii 60 și în prezent produce manual peste 150 modificări de remorci la comandă pentru clienți din peste 40 de țări ale lumii. Din 2008, remorcele Bec Cimișlia sunt proiectate în Elveția, dar produse în Moldova. Produsele Bec Cimișlia pot fi găsite, de exemplu, la aeroportul Zürich. Cred că azi avem 40 participanți la uzina noastră și eu sunt foarte bucuros. Sunt 40 de persoane. Mulțumesc pentru veniți și facem această remorci din azi pentru Republica Moldova și veniți cu comenzi la noi, la Cimișlia. Începutul nu a fost ușor. Calitatea locală nu a rezistat la standardele elvețiene. Formarea și instruirea personalului a durat aproape 2 ani, timp în care Republica Moldova a fost vizitată în mod regulat de către specialiști din Elveția. Sunt foarte bucuros să vizitez această întreprindere. Sunt impresionat de lucrul care a fost făcut aici în ultimii ani, de principiile de conducere ale acestei întreprinderi și de perspectivele Republicii Moldova. And I'm very glad about this cooperation between Moldova and Switzerland. Din 2012, Bec Cimișlia își orientează activitatea pe piața internă. În acest scop se desfășoară întâlniri cu antreprenorii locali, întreprinderea participă permanent la expoziția internațională specializată de mașini agricole Mold Agrotech. De exemplu, iată, aceasta este pentru cai. Tot se fac de la până la 16 tone se poate transporta cu dânsele. Dimensiunile tot sunt variate, de la 3 până la 6 metri. Este foarte binevoit pe piața noastră așa tehnică modernă, care deja noi din careva unități avem cumpărate. Avem nevoie de remorci, dar desigur sunt de o calitate bună, se vede. E important și prețurile să fie accesibile. Mai tare m-ar interesa domeniul de orientare de a deschidere unei noi specialități, în special în activități de genul utilaje nestandardizate, tehnologia suderii, se primește în cazul pentru firma Bec. Eu cred că este o lecție foarte bună care va continua, sper că mulți ani la rând, pentru orașul Cimișlia. Nu mai vorbesc despre aceea că poate aduce și niște beneficii bugetului orașenesc dacă vor avea succese bune, dacă vor avea realizări. Și vom face tot posibilul ca să-i susținem. Perspective internaționale pentru Bec Cimișlia sunt foarte mari. Este vorba despre exportul producției sale în țările CSI, Ucraina și România. Este un vestitor puternic acolo în Cimișlia, dar cu cine lăudăm noi la Șuldănești? Doamna președinte, ce se întreprinde la nivel de administrație publică locală, la nivel raional, dar și în localități în privința atragerei nu numai banilor, dar și a unor investitori străini? Deci nu prea avem în raionul Șuldănești foarte multe cazuri cu care ne-am putea lăuda. Dar în raionul Șoldenești știți cu toții că avem o fabrică de confecții cu capital străin. Plus la aceasta, autoritățile publice locale depun eforturi pentru a atrage bani din fonduri străine, din diferite fonduri care activează în Republica Moldova, pentru a dezvolta infrastructura satelor. Mai puține exemple avem deci în localități, cu atragere de investitori străini pentru a-și dezvolta afacerile în satele din raionul Șoldănești, dar sunt îndrăzneli din partea agenților economici, din partea autorităților publice locale, chiar din partea cetățenilor, pentru a aduce aceste investiții aici, în satele din raionul Șoldănești. Da. Eu cred că o salvare a situației la noi ar fi modificarea legislației, politicilor fiscale și a legislației în domeniu, ca legislația să stimuleze inițiativa de întreprinzător,
implicarea a câtor mai multor oameni în afaceri, să nu aștepte lumea, cineva să-i dea de lucru de el, să-ți găsească o afacere, mai ales în sfera serviciilor, în sfera infrastructurii, prelucrarea producției, păstrarea și așa mai departe. Vorbim de zeci de ani, de decenii, de economia tenebră, salarii implic. Cum să nu fie salarii implic când, iată, eu luna trecută am plătit colectivului 23.000 de lei și 80%, 19.000, am plătit impozit statului. De atâta majoritatea afacerilor se fac cu încălcarea legislației. Dacă am schimbat situația asta, să vedeți că cum lumea nu ar pleca peste hotare, dar și-ar face afaceri aici, să fie cointeresată, să-și dezvolte spiritul de inițiativă și de întreprinzător pe loc, acasă. Cum de trebuie de schimbat mentalitatea moldovenilor încât să nu avem doar unități comerciale în sat, ci și alte activități economice? Domnul primar. Eu cred că nu numai mentalitatea cetățenilor, dar pur și simplu cetățenii n-au susținere de la guvern, n-au susținere de la... Eu în cazul cred din mine. Deci eu am un proiect acum implementat pe eficiență energetică. Uite, pisul de acolo cu 600 de metri pătrați. Cu aerul care sustras din mină. Deci 50% se primește că avem natură, avem câștigat. De mult încă îți proiect și așa și nu pot să răzbat sau câștig. Asta e problema. Dacă noi avem susținere, lucrurile merge altfel. Am înțeles. Care este opinia omului care a muncit la acordul de asociere, domnului Iulian Groza, privind planificarea și dezvoltarea localităților rurale? De ce reforme avem nevoie? De ce fel de abordări? Încât să impulsionăm acest business rural? Ce face programul care a organizat această vizită pentru mai mulți președinți de raioane în Polonia, împreună cu Academia Administrației Publice, este un exemplu cum poate fi ajutat administrația locală pentru ca să-și dezvolte capacitățile de planificare, ca ele să fie cât mai eficiente și cu impact cât mai mare asupra populației. Dar cum spuneau și colegii din studio, de multe ori, la noi în Republica Moldova nu suntem foarte buni la elaborat de strategii, mai prost stăm cu implementarea. Și aici este foarte important ca lecția învățată, cu siguranță, trebuie în primul rând să fie luată în considerație opinia comunității, opinia cetățenilor care locuiesc într-un sat, într-o comună sau un oraș mai mare. În primul rând, vreau să vă spun că noi în cadrul Institutului avem un proiect care implică cetățenii în elaborarea politicilor publice. Și am creat în 16 raioane din Republica Moldova centre locale de participare. Și în cadrul acestor centre locale de participare, ele sunt, deci, sunt asociații voluntare unde participă oameni activi care vor să se implice. Noi am organizat diferite sondaje, venim cu prezentări de propuneri de politici pentru cetățeni, cetățenii vin cu propunerile lor. Și de la ultima discuție care am avut-o în Ialoveni și în Hâncești, în cadrul acestui Consiliu Local de Participare, mi-am dat seama că în majoritatea localităților din Republica Moldova există 3 sau 4 probleme principale. În primul rând legate de infrastructură, când vorbim de drumuri, canalizare și iluminare. Și a patra chestiune foarte importantă, care mie mi s-a întipărit, este sigur că revizuirea politicii de tineret și implicarea tinerilor, educarea tinerilor și implicarea lor în viața comunitară, pentru a-i păstra acolo. Și încă un element important, care este foarte relevant pentru Republica Moldova, vizează cum putem implica experiența cetățenilor noștri care muncesc pe peste hotarele Republicii Moldova. Da? Cum putem să-i atragem, cum putem să-i încurajăm să investească în comunitate, în infrastructură, să contribuie la dezvoltarea comunității și, pe de altă parte, cum putem să preluăm experiența pe care o au ei acolo,
acumulată în diferite țări europene sau în altă parte, la nivel local. Și acordul de asociere, dacă vorbim așa la mai general, el nu prevede anumite, știți cum, niște acțiuni trase la turnesol și imediat acelea vor produce anumite efecte. Prevederile din acord, ele sunt mai strategice, care prevăd niște standarde care trebuie preluate de către Republica Moldova. Fie că este vorba despre dezvoltarea rurală, înseamnă că aici, pe lângă faptul că guvernul trebuie să aibă niște politici care sunt axate anume pe dezvoltarea localităților la nivel de infrastructură, dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea atractivității deci comunităților, satelor, orașelor la nivel local pentru investiții din interior și din afară. Aceste programe sunt susținute de fonduri europene, dar nu numai fonduri europene pot contribui aici. Sunt și investițiile, deci investitorii la nivel local și din afară. Și încă o experiență care este oferită inclusiv de acordul de asociere, dar nu neapărat este obligatorie acolo. De ce spun acest lucru? Fiindcă există și o altă practică anterioară. Este practica înfrățirilor între localitățile din Republica Moldova cu localități din alte țări din Uniunea Europeană care au trecut prin aceeași experiență cum o trecem și noi astăzi. România, Polonia, Slovacia, Estonia, unde autoritățile locale, cetățenii noștri merg nu numai în vizită să se documenteze, dar încearcă împreună să elaboreze niște proiecte comune, să aducă niște utilaje de care unele localități nu au nevoie, de exemplu în Estonia, dar noi avem nevoie de ele. Poate sunt mai vechi, dar ele sunt oferite gratis. Să fie oferite niște tehnici, niște tehnologii la nivelul local care ar implica dezvoltarea agriculturii la nivel local, dezvoltarea afacerilor comune dintre producătorii noștri din Republica Moldova și producătorii din Polonia, din România, fiindcă asocierea mai multor producători din Republica Moldova și din Uniunea Europeană, mai ales că acum avem zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, care ne permite să avem comerț cu Uniunea Europeană în regim de liber schimb, asta ne crește nouă posibilitatea să ajungem mai ușor pe piața Uniunii Europene. Deci prin crearea acestor companii, prin crearea legăturilor între producătorii noștri din Republica Moldova cu producătorii din România sau din Polonia sau din Slovacia, invitarea la diferite târguri care au loc acolo, care periodic se organizează și invers. Deci astea sunt niște practici care noi astăzi putem să le aplicăm, iar acordul vine doar să garanteze aceste procese și vine inclusiv cu politici care trebuie să fie ajustate la nivelul de stat, plus vine cu asistența din partea Uniunii Europene pentru a realiza aceste reforme. Atât primarul în primul reportaj, cât și domnul Iulian Groza a vorbit despre activismul cetățenilor. În ce măsură, doamnă președinte, mizați pe inițiativa cetățenilor? Cum stimulați ca oamenii să fie mai activi, să se încadreze în realizarea acestor proiecte? Ideile și inițiativele autorității publice de nivelul 2 a Consiliului Raional, în cazul de față, cred că importă și ele și importă destul de mult, dar intenționez să putem mobiliza cetățenii în valorificarea potențialului pe care îl au localitățile în raionul Șoldănești. În primul rând m-am gândit că o idee foarte bună ar fi ca să mobilizăm cetățenii din raionul Șoldănești în dezvoltarea turismului rural, deoarece raionul Șoldănești este unul din puținele raioane care au un astfel de potențial turistic valorificat nu așa cum ne-am dorit noi. Eu cred că aceasta ar fi o oportunitate destul de importantă pentru cetățenii și pentru locuitorii din raionul nostru. Suntem pretutindeni lăudați că suntem harnici, dar trăim așa cum trăim. Probabil ceva nu facem noi cum trebuie, cum își organizează munca și viața oamenii din Europa. Sperăm că din emisiunile
sub rubrica alternative realizate de cele 10 televiziuni regionale vor veni cu niște soluții concrete încât să facem ca viața și a moldovenilor să fie ca cea din Germania sau mai știu din Marea Britanie. Vă mulțumesc tuturor celor din studio Impuls TV și domnului Iulian Groza pentru participare la emisiune. Sperăm că vom avea și noi un trai mai decent. La revedere! Am fost eu, Victor Sofronie. Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem! Împreună, la emisiunea Alternative. În fiecare săptămână, la televiziunea ta. Alternative. Idei bune pentru o viață prosperă.